Bună ziua și bine v-am găsit, stimați telespectatori, vă invităm la o nouă ediție informativă. Fără prevenire și întâlnire oficiale, cu o vizită incognito la Cernăuți a sosit ministrul interimar al sănătății din Ucraina, Iuliana Suprun, astfel hotărând să verifice starea reală a medicinii în Bucovina. Cu mai multe amănunte vin corespondenții noștri. Ministrul interimar al sănătății din Ucraina, Iuliana Suprun, afirmă că își dorește să afle despre realitatea instituțiilor medicale din regiunea Cernăuți. Este bine cunoscut faptul că, dacă ar fi prevenit din timp despre vizita sa la Cernăuți, autoritățile locale ar fi aranjat lucrurile. Așadar, doamna Suprun susține că a văzut realitatea, creindu-și unele concluzii. Prima instituție medicală vizitată de către ministrul sănătății al Ucrainei a fost ambulatorul din localitatea Ostrița, Mahala. Doamna Suprun a rămas surprins plăcută de activitatea acestei instituții, de aspectul acestei clădiri. Dumnea ei specifică că ambulatorul de la Ostrița funcționează foarte bine. Este un model pentru întreaga Ucraina. Aici se tratează 2200 de pacienți. Personalul dispune de un sistem computerizat, astfel încât au trecut la înregistrarea electronică a pacienților. Clădirea acestui ambulator este un exemplu pentru multe alte instituții medicale din Ucraina. Următoarea vizită a avut loc la Universitatea Bucoveneană de Medicină. La fața locului, Iuliana Suprun a comunicat cu medicii de familie. Această întâlnire a avut loc fără prezența jurnaliștilor și mass media din orașul Cernăuți. Doamna Suprun a specificat că intenționează o vizită și cu studenții acestei universități de medicină. Medalii de aur au cucerit doi români din Krasna, raionul Strujeneț, în cadrul campionatului Ucrainei la haltere. Tinerii campioni naționali visează să participe la campionatul mondial de la haltere, care se va desfășura în Grecia. Alte detalii aflăm din relatarea corespondentului nostru special din raionul Strujeneț, Floarea Costinean. Copământenii noștri Ion Ursache de la Krasna și Vladimira Chița de la Crăsnișoara Veche s-au întors recent din orașul Kremeniț, regiunea Ternopol, unde au participat în cadrul campionatului Ucrainei la sportul de haltere, unde amândoi s-au plasat pe primul loc de onoare în categoria lor de greutate. Ion Ursache, maestru sportului Ucrainei, a evoluat printre maturi în categoria de greutate de până la 80 kg. Vladimira Chița, candidat în maestrii sportului, care a participat la întrecerile dintre veterani cu vârsta de peste 40 de ani în categoria de greutate de până la 90 de kg. Și încă o noutate îmbucurătoare. Selecționata regiunii Cernăuți a câștigat locul 2 onorific pe echipe, cedând doar gospodarilor campionatului, celor din Ternopol, iar bronzul a fost câștigat de către reprezentanții regiunii Zaporojie. Bucovinenii au adus acasă, în afară de numeroase diplome de excelență și foi de laudă, trofeul sportiv Cupa. Făcând bilanțul total în domeniul sportului, orășelul Krasna a fost recunoscut ca cea mai bună localitate sportivă din regiunea Cernăuți. Continuăm programul informativ. Începând cu data de 1 aprilie curent, fiecare persoană va trebui să semneze un acord cu medicul de familie pe circa un an de zile. Care sunt perspectivele și avantajele noii legi, urmăriți în subiectul realizat la ambulatorul din satul Ciudei, raionul Strojeneț. Ministerul Sănătății din Ucraina a elaborat un nou proiect de lege care, din luna aprilie curent, prevede să fie semnat un acord pe un an de zile între medicul de familie și pacient. Pacientul va primi consultații medicale și se va trata la medicul de familie pe care îl alege. Ca urmare de numărul pacienților care se vor afla la evidența medicului de familie, depinde și suma salariului. În caz dacă pacientul rămâne a fi nemulțumit de consultațiile și tratamentul acestuia, atunci are posibilitatea să semneze un nou acord cu un alt medic de familie. Anul ăsta se prevede ca între fiecare pacient și medic să se facă o declarație. De la 1 april, fiecare medic ar să-și facă cu pacientul lui o declarație. Asta, lucrul ăsta trebuie să se termine până la data din 1 iulie. Toate datele acestea trebuie dat la ministerul nostru. Asta de acum îi primite legea. Și ar să fie finanțat medicul atâta cât pacienți ar să aibă el.
Fiind medic șef al ambulatoriului din satul Ciudei și deputată în Consiliul Raional Strojeneț, doamna Carmelia Burla ne-a comunicat despre primele rezultate în urma reformei descentralizării puterii de stat și influența acesteia asupra sistemului de asistență medicală din localitate. Anul ăsta, bugetul medicinal a fost primit nu de administrația sau de deputații raionali, da, de deputații locali a noștri. Toți deputații a satului nostru, a comunității noastre, știe fiecare copeică a bugetului medicinal. Anul ăsta am avut posibilitate ca de exemplu, așa un exemplu, bolnavii care au boala de zahăr, 100% toți bolnavii primesc de acum la noi primul quartal medicamentele gratis. Asta e de 3 ori mai mulți bani am avut decât anul trecut, de exemplu, când bugetul a fost a raionului. Cu părere de rău, din anul 2016 a fost oprită funcționarea ambulatoriului pe deplin. În prezent, pacienții din satul Ciudei se pot trata aflându-se doar la staționarul de zi, ceea ce a stârnit nemulțumire în rândul populației. Era bun, așa, cum era, stai, veneai, te puneam în bolniță, erai slab, trebuia să te hodnești. De așa mă duc și eu sistem, mă duc acasă, slab. Dar zici, nu, n-ai unde sta. Iar fel, da, trebuie să merg la Strojeneț. Și acolo stai la rând, că lumea e multă și din toate satele, stai la rând, te primești azi, nu te primești, întoarce-te acasă, că dar după piște noapte nu e nimeni interes. Parlamentarii, cu părere de rău, au socotit că nu trebuie să fie așa un spital în sat. Administrația raională s-a stăruit totuși să mai, cât mai mult să prelungească, da, să întindem. Dar totuși în vara anul 16 s-a dublat mai odată, o accentuat la legea care era primită în anul 11 și spitalul raional cu hotărârea a administrației raionale a închis toate spitalurile care au fost la noi în raion, 6 sate, dintre care și satul Ciudei, introducând numai staționarul de zi. Recent, membrii Comisiei Parlamentare pentru Afaceri Externe din cadrul Radei Supreme a Ucrainei au avut o întâlnire foarte utilă cu o delegație a Parlamentului Republicii Moldova, scrie pe pagina sa de Facebook deputatul Grigore Timiș. Ucraina și Moldova, care întrețin relații interstatale pozitive și constante, ambele continuă să sufere de abuzurile și influența imperială a Kremlinului. Numai împreună, statele noastre urmează să depășească această influență moștenită de Rusia, scrie în continuare pe pagina sa de Facebook parlamentarul Grigore Timiș. Este salutabil faptul că, în ciuda apetitului prorus al președintelui Republicii Moldova, Dodon, Parlamentul este pro-european. La respectiva întâlnire de la Kiev, delegația legislativului din Moldova a fost reprezentată de Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, Valentina Buliga, președinta Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldove, Eugeniu Nichiforciuc, președintele grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, Ruslan Bolbocean, ambasadorul Republicii Moldova, la Kiev. Direcția regională Cernăuțea audio-vizualului public din Ucraina a fost vizitată recent de un grup de studenți de la Colegiul Biblic Bucovinean în cadrul Școlii Tânărului Jurnalist Creștin din Cernăuți, organizată de Centrul Media Lucpres. În data de 16 martie curent, participanții la Școala Tânărului Jurnalist Creștin au vizitat studiourile Televiziunii Bucovina, redacția emisiunii în limba română, propunându-le spre vizionare un spot promoțional al emisiunilor televizate. Studenții de la Colegiul Biblic din Cernăuți au luat cunoștință de funcționarea filialei regionale audiovizualului public, de particularitățile funcționării Televiziunii Bucovina. Vom aminti în acest context de faptul că atelierul de creație a fost inițiat de Centrul Media Bucpres, activitățile teoretice și practice fiind coordonate și organizate de Vitalie Zicrea, jurnalist Bucpres, redactor șef al redacției emisiunii în limba română Radio Ucraina Internațional. După întâlnire și participarea la emisiuni în direct la Radio Cernăuți și portalul de știri Bucpres, TV Bucovina a fost cea de-a treia locație a vizitei studenților de la Școala Tânărului Jurnalist Creștin. În platoul studioului mare al Televiziunii Bucovina a fost improvizată o succintă moderare a unei emisiuni televizate cu participarea studenților de la Colegiul
colegiu, pupitrul regizoral și cel de sonorizare, sala de montaj și cea de difuzare emisiunilor TV Bucovina, precum și studioul mic, unde sunt înregistrate și difuzate edițiile informative în limba română și ucraineană, alte emisiuni de analiză politică cu participarea analiștilor și politologilor, au fost pentru acești studenți ceva din domeniul fantasticului, dar au avut totuși curajul să testeze locul unui prezentator la televiziune, intrând într-un dialog cu semenii lor. Vom menționa și faptul că participanții la Școala Tânărului Jurnalist Creștin vor să lanseze o nouă publicație în limba română, revista Vocea Evangheliei. În paginile acesteia, tinerii studenți și jurnaliști de la Colegiul Biblic Bucovenean din Cernăuți vor aduce la cunoștința cititorilor informații interesante despre evenimentele care au loc în comunitățile românești din regiune, în special în cadrul bisericilor unde activează absolvenții colegiului. Centrul Media Bucpres intenționează să organizeze și în viitor astfel de platforme media de susținere, promovare și formare a tinerilor jurnaliști români. Biserica Ortodoxă a sărbătorit pe stil nouă bună vestire la 25 martie. Semnificația acestei sărbători este reprezentată de momentul în care Arhanghelul Gavril a anunțat-o pe Fecioara Maria că va da naștere Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Creștinii țin cu sfințenie această sărbătoare, având în vedere faptul că la 9 luni distanță Iisus Hristos se naște. Sărbătoarea a fost marcată și de creștinii din raionul Hierța. Detalizează corespondentul nostru special din acest raion, Vasile Bicu. Sâmbăta care a trecut, pe stil nou, creștinii au sărbătorit Buna Vestire, o dată importantă în viața noastră spirituală, de ce la biserica din Hierța a avut loc o liturghie. La invitația preotului paroh Nectarie Balan au venit fețe bisericești din împrejurimi, dar și de la Sfânta Mănăstire Putna. Printre tradițional deja a fost prezentă, a fost adusă icoana Făcătoare de Minuni de la Crasna, iar după serviciul divin a avut loc oficierea tainei Sfântului Maslu. A fost o zi frumoasă, o zi plină de soare, de aceea și herțenii, dar și inoriași din alte localități au folosit această frumoasă zi binecuvântată pentru odihna sufletului. Și la finele ediției informative, date despre starea vremii. Regiune, temperatura aerului va oscila între 4-16 grade, la Cernăuți, mercurul termometrului va indica 5-16 grade Celsius. În următoarele 24 de ore, timpul își va menține caracteristicile. Atât pentru astăzi, noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plăcută în continuare!